Salutare tuturor! Podcastul Dialoguri despre Isus nu este altceva decât o conversație despre persoana care a marcat nu doar istoria lumii, ci și istoria noastră personală. Ne dorim să fie o discuție onestă, relaxată, o discuție cu cărțile pe față și cu cărțile pe masă, o discuție la care ne-ar plăcea să participați și voi, dragi prieteni, care ne urmăriți. Și chiar dacă nu puteți fi alături de noi aici în studioul Cross on Radio, ne-ar plăcea să știm părerile voastre, întrebările voastre, sugestiile voastre cu privire la dialogurile pe care le veți urmări. Acestea fiind zise, mă voi îndrepta spre cel care este cel mai fidel partener al meu de dialog, Dan, soțul și prietenul meu cu care voi purta aceste dialoguri despre Isus. Dan, am purtat multe dialoguri în cei 20 de ani de căsnicie, dar vreau ca astea să fie foarte speciale, pentru că nu e despre noi, nu e despre copii, nu e despre, nu știu, gospodărie, subiectele în jurul cărora se învârt multe din discuțiile noastre. Vrem să fie despre Isus. Știu că e un titlu destul de transparent, Dialoguri despre Isus, dar. Și ar fi totuși să explicăm ascultătorilor noștri de ce am ales acest titlu. Să fie ca un fel de argument al uh, întregului nostru demers. A zice că dialog în primul rând pentru că suntem ființe cuvântătoare. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu darul de a comunica prin cuvinte și asta ne deosebește de lumea celor care nu cuvântă. Este fascinant să comunicăm prin cuvinte. Păi, dialog pentru că nu vrem să fie un monolog, vrem să fie o discuție în care să fim implicați atât noi doi, și așa cum spuneai și cei care ne urmăresc. Dialog mă duce cu gândul și la originea acestui termen din greacă. El înseamnă prin cuvânt sau prin cuvinte. Și noi credem că lumea a fost creată prin cuvânt. Prin cuvântul lui Dumnezeu, credem că înțelegem lumea aceasta prin cuvinte și vrem să creem chiar sau să recreem lumea lui Dumnezeu prin cuvintele pe care le spunem și mai ales lumea în care a trăit Isus, ca să putem înțelege mai bine cine este Isus și ce înseamnă învățătura lui pentru noi astăzi. Acum, specialiștii în comunicare spun că nu putem să nu comunicăm, suntem condamnați la comunicare. Comunicăm prin limbaj, dar comunicăm și non-verbal. Care ar fi totuși avantajele cuvintelor? Cred că comunicarea non-verbală poate fi mult mai confuză și interpretabilă pe când comunicarea propozițională, verbală este mai uh, clară chiar dacă și aceasta este supusă interpretării și poate fi tălmăcită și răstălmăcită după cum dorește audiența, însă cred că putem fi mult mai clari și mai comunicare. nuanțați și mai mm -hmm. nuanțați prin comunicare uh, verbală. Apoi uh, dialoguri pentru că trăim uh, într-o lume care parcă se radicalizează, se duce spre extreme. Și e nevoie să regăsim sau să redescoperim arta dialogului. Un mod de a-l cunoaște pe celălalt, nu? Că, practic, prin dialog uh, comunicăm și ajungem să ne cunoaștem mai bine. Blocajele acestea între extreme, da, între părțile radicalizate, vin din această incapacitate de a-l înțelege pe celălalt și de a comunica pe înțelesul lui. Asta înseamnă să te pui în locul celuilalt, să încerci să cunoști pe cineva diferit de tine, cum, așa cum e numită alteritatea aceea radicală, să-l înțelegi pe cel foarte diferit, care vine într-o altă lume. Și dialogul nostru despre Iisus practic ne plasează într-o altă lume pe care vrem să o înțelegem și s-ar putea ca... Aducându-l în lumea noastră, să ne trezim că sunt niște concepții radicalizate, inclusiv în privința lui Sus. Dar, în ciuda acestui radicalism care tinde spre extreme, noi vrem să propunem un dialog, să reușim să înțelegem extremele acestea și să le punem în dialog. Dialog în care vom integra și păreri care nu sunt neapărat părerile noastre, nu? Adică despre Isus se spun multe și se cred multe. În uh, discuțiile noastre vom uh, apela și la uh, ceea ce transmite cultura seculară, și asta uneori uh, uh, este diferită de uh, concepția scripturii. Cu siguranță vom uh, lua în calcul uh, aspecte diferite de ceea ce credem noi. Noi pornim aceste dialoguri de pe poziția. Credincioșilor, a ucenicilor lui Isus, și de la început vrem să spunem că ne plasăm pe această poziție, dar vrem să ne ducem spre cei care gândesc sau cred altfel sau altă, au o altă perspectivă despre Isus, tocmai ca să punem cele două perspective în, în dialog. Că ai vorbit de cultura în care trăim, poate un alt argument pentru dialoguri ar fi că. Chiar că pare paradoxal, cultura în care trăim are și o formă de radicalism, dar și de relativism. Adică o imagine în care toate culorile s-au amestecat și nu mai vezi granițele între concepte, între nuanțe, între idei. Și cumva e nevoie de o redefinire a conceptelor, de o, de o ă, clarificare a limitelor. Și asta ar presupune din nou nevoia unui dialog. Dialog pe care l-au practicat și înaintașii noștri și ne putem gândi la apostolul Pavel care a știut foarte bine, a fost genial în felul în care a relaționat cu culturile în care se mișca el, da? cultura evreiască, cultura greco-romană. Într-adevăr, el este cel care l-a dus pe Isus, și nu doar el. Avem noi relatarea în mm -hmm. Noul Testament a călătorilor lui misionare, și el a încercat și a reușit, cu ajutorul inspirației de sus, să îl ducă pe Isus atât evreilor care nu credeau în el ca mesia, și a dialogat cu iudaismul. L-a dus apoi grecilor care erau influențați de filozofilor și de filozofiile lor, și știm că a dialogat cu filozofii greci, l-a dus de asemenea păgânilor, care aveau o concepție politeistă despre Dumnezeu și a, a reușit să pună în dialog adevărul despre Isus cu acele culturi păgâne. Și Biserica ar trebui să redescopere această uh, artă a dialogului și modalități prin care putem să-l ducem pe Isus. Unor concepții despre lume și viață diferite de cea creștină. Și vedem că trăim astăzi cumva într-o lume în care, din nou, culturile se ciocnesc sau se intersectează și va trebui să putem duce acest dialog despre Isus cu oameni foarte diferiți de gândirea noastră sau de concepțiile noastre. Iată de ce uh, am numit podcastul nostru Dialoguri. Dar de ce despre Isus? Pentru că Isus este persoana despre care chiar merită să dialogăm. Este, din perspectiva noastră, cea mai importantă persoană care a trăit pe această planetă. Este... Și despre care s-a scris mult, nu? Și se vorbește mult. Adică, cel puțin în România, nu cred că mergi pe stradă și găsești vreun om care să nu știe absolut nimic despre Isus. Da. S-a scris mult și pro și contra. Este o persoană controversată, contestată, dar și adulată, căreia oamenii îi se închină. Și aș mai spune de ce despre Isus, pentru că El este Cuvântul. Practic, noi dialogăm prin cuvinte și vorbim despre El care s-a autodefinit ca fiind Cuvântul, cel prin care Dumnezeu ne-a transmis adevărurile despre Sine. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, tocmai ca să ne-l descopere pe Dumnezeu și noi descoperindu-L pe Iisus cuvântul, reușim să-L descoperim pe Dumnezeu prin cuvânt și prin cuvinte. De asemenea, cred că e important să-L cunoaștem pe Iisus din mai multe perspective și să vedem rolurile pe care El le-a avut în planul lui Dumnezeu și în existența lui terestră. Da, și o să detaliem în emisiunile viitoare. O să privim persoana lui Isus din foarte multe unghiuri, da? de la Isus rabinul, Isus templarul din Nazaret, Isus Fiul lui Dumnezeu, Isus plinătatea Dumnezeirii, cum se exprimă Pavel. Isus copilul, că vom începe cu el, Isus copilul, Isus adolescentul, care la 12 ani. Este în templu și pune întrebări, are un dialog cu învățații vremii. Vom aborda diverse unghiuri sau îl vom aborda din diverse unghiuri pe Isus, cuvântul cel despre care merită să dialogăm. Um, el însuși a fost un maestru al dialogului, și uh, ca să începem de undeva discuția noastră, cred că ar fi bine să începem de la un dialog foarte frumos pe care Isus îl poartă cu ucenicii lui, tocmai despre identitatea lui. Deci dacă ar fi să pornim de undeva, de la întrebarea cine este el, ar trebui să pornim și despre asta este vorba într-un pasaj biblic foarte cunoscut. întrebarea pe care el însuși le pune ucenicilor săi, cine zic oamenii că sunt eu? Și îi provoacă la un astfel de dialog despre persoana lui ne-a inspirat și ne inspiră acest pasaj din Evanghelie ca să ne continuăm și noi dialogul despre Isus. Deci prima întrebare pe care o pune Isus ucenicilor este cine spun oamenii că sunt eu? De ce ar fi fost Isus interesat de asta? Până la urmă el sondează cultura, nu? Opinia publică. Am putea spune că face un fel de sondaj, dar el nu avea nevoie pentru sine să sondeze opinia publică, pentru că Evanghelistul Ioan ne spune că el însuși știa ce este în om și nu avea nevoie să-i facă nimeni mărturisit despre oameni. El citea gândurile oamenilor. De asemenea, el știa cine este el însuși. Nu avea nevoie pentru sine să fie validat prin cultură sau prin părerile altora. Cred că Isus pune această întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? pentru ucenicii lui. Și dacă noi astăzi punem aceeași întrebare, nu o punem pentru Isus. El nu câștigă nimic și nu se schimbă cu nimic din cine este El, prin faptul că noi dialogăm despre El sau prin faptul că unii dintre cei care ne ascultă cred sau nu cred în Isus. Întrebarea este pusă pentru noi. A fost pusă atunci pentru ucenicii Lui. Și cred că uh, au luat notă bună la uh, testul ăsta, pentru că, uh, da, impresia este că ucenicii știu pe ce lume trăiesc. Da, ei răspund conform cu ceea ce se vorbea pe la colțuri. Și anume, unii credeau că Isus este Ilie, alții credeau că este Ioan Botezătorul, alții credeau că este un profet. Într-adevăr, ei au pulsul bun din societate. Știu ce zice lumea despre Isus. Uh -huh. Și ar trebui să. Fim și noi în aceeași postură, încât să nu trăim sub un glob de sticlă, să știm doar ce credem noi despre Isus, ci să știm ce crede și lumea. Pentru că nu ai cum să-l duci pe Isus celorlalți dacă nu știi mai întâi ce cred ei despre Isus. Exact, practic pornești de la nivelul de cunoaștere pe care îl are omul în uh, relația lui cu Dumnezeu. Isus, Isus nu se oprește la această întrebare care sondează cultura, dacă vrei să-i spunem așa, Și merge și mai departe și pune a doua întrebare, dar voi cine ziceți că sunt? Pentru că până la urmă aceasta este provocarea dialogului cu Isus sau despre Isus să ajungi tu însuți să-L cunoști pe Isus Și aici Isus chiar este interesat, foarte interesat să dea glas sau să-i facă, să-i provoace pe ucenici să dea glas crezului lor despre El. Ce răspund ucenicii? Au un răspuns la întrebarea asta, au pus să-și facă temele, să înțeleagă, în urma umblării lor cu Isus de uh, nu știu cât, când se întâmpla asta, dar mă pe gândesc că mai pe la jumătatea perioadei. Cam după uh, 2 ani de activitatea lui Isus? Uh -huh. Au reușit să înțeleagă care este identitatea lui Isus? Dacă mă duc. Cu gândul sau cu imaginația acolo în Cezarea lui Filip, unde erau ei undeva în nordul Israelului, departe de Forfota de la Ierusalim, pot să-mi imaginez că întrebarea îi ia cumva prin surprindere. Întrebarea: cine ziceți voi? Cine zic oamenii? au răspuns ca la carte din ceea ce știau, din ceea ce auzeau, a fost mai ușor să răspundă. Dar când s-a pus întrebarea cine ziceți voi că, e, că sunt eu... Cred că s-a lăsat tot tăcere exact. prima dată, nu? S-a lăsat o tăcere și fiecare se gândea. Cum sperăm să se gândească și cei care ne urmăresc când punem întrebarea cine este Isus? Nu cine zice dicționarul biblic este sau cine zice enciclopedia britanică că este Isus. Cine zici tu că este Isus? Atunci se lasă o tăcere și în acea tăcere are loc o revelație. Unul singur din 12 uh, are parte de o revelație, Simon Petru. Și el dintr-o dată țâșnește -și, și spune Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. De unde? Cum? E să citim mai departe, nu? Înainte de a se felicita pe el însuși pentru răspunsul ăsta și că a fost primul care și singurul care dă un răspuns, Isus intervine și îi spune ferice de tine sau binecuvântat ești tu, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu prin ceea ce ești tu, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, adică nu este o cunoaștere care vine de la tine, ci tatăl meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, ești fericit că ai avut parte de o revelație care nu a depins de tine, ci tatăl meu a binevoit să ți-o facă. Deci nu e vorba de, nu știu, a accede Spiritual, de a trece prin niște stadii ca să afli răspunsul? Da, aceasta era o, era o filozofie a vremii, filozofia agnostică, conform căreia trebuia să ai acces la cunoaștere, să fii să fi inițiat, inițiat uh -huh. să se aprindă scânteia aceea divină din tine și apoi să treci din stadiu în stadiu până la o cunoaștere uh, specială pe care nu o au decât cei inițiați. Uh, nu despre asta este vorba aici, ci efectiv. Dumnezeu a binevoit să-i descopere lui Petru ceva ce poate lui nu i-a trecut prin, prin cap. Și anume că Isus este Mesia Fiului Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El priveau pe Isus ca un fel de Mesia, dar un, un Mesia după chipul din mintea lor, creonat de ei. Însă răspunsul lui este tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu. Ei l putea pe Mesia ca fiind fiul lui David, un urmaș al lui David, nu fiul lui Dumnezeu. Aici este revelația, ceea ce nu poți descoperi tu, ci trebuie să ți se descopere. Uh -huh. Și asta ne dorim prin uh, dialogurile noastre, atât să cunoaștem ce spune omul despre Isus, dar și ce spune Dumnezeu despre Isus. Să punem în balanță cumva cultura și revelația. Să le punem în dialog, iar în final fiecare dintre noi să decidem ce vrem să credem despre Isus, ce spune lumea în care trăim sau ceea ce ne spune revelația lui Dumnezeu. O concluzie pe care o putem trage pentru noi din acest text? Concluzia poate fi că atunci când vorbim despre Isus, nu poți să rămâi în afara problemei. Isus are de a face cu tine. Tu trebuie să ai o părere despre Isus. Cine este Isus? Părere, convingere? Convingere cred că este mult spus acum. Uh, ar trebui măcar să pornești de la o părere, și această părere despre Isus cumva să-ți deschidă un drum spre a-ți forma niște convingeri. Și poate e nevoie și de o preocupare, nu? Ca să afli mai mult, trebuie să fii interesat. Primul pas Poate că să reușim să ai un interes față de persoana lui Isus. Unii oameni au un astfel de interes, alții nu au. Poate că reușim prin aceste dialoguri să stârnim interesul față de Isus și, pornind de la părerea pe care o au în prezent cei care ne urmăresc, să parcurgă un drum de a cunoaște despre Isus și de a-l cunoaște pe Isus și să ajungă la final la o convingere în ce îl privește pe Isus. Deci, asta ar fi concluzia pe care a sugera-o. Să îți formezi o părere despre Isus. Nu poți rămâne în afara problemei atunci când vorbim despre Isus. Și să nu rămâi la părerea culturii. Să nu te mulțumești doar cu uh, părerea celorlalți sau să nu lași ca părerea ta despre Isus să fie influențată doar de uh, ceilalți. Într-un fel este influențată, dar trebuie până la urmă tu să iei o decizie. De asta Isus îi întreabă pe ucenicii lui, dar voi cine ziceți? Și aceasta este provocarea. Cine este Isus pentru tine? Și ce trebuie să faci în ce fel ar trebui să te găsească această revelație a lui Dumnezeu? Cred că ne găsești acolo unde suntem. În stadiul în care suntem. Nu, nu cred că trebuie să faci o anumită pregătire, ci pur și simplu trebuie doar să pornești în călătorie spre ați răspunde ție însuți cine este Isus. Care este imaginea mea despre Isus? De unde mi-am format-o? Din filmele despre Isus care s-au făcut de-a lungul vremii, din cărțile care s-au scris, din ceea ce se spune la biserică, din ritualurile sau obiceiurile de la sărbătoarea de Crăciun sau de Paști. De unde am eu imaginea lui Isus? O am din Evanghelii din revelația lui Dumnezeu despre Isus sau din ceea ce am moștenit de la bunica, din familie, din biserică, din cultură? Primul nostru dialog se apropie de încheiere. Sper că am stârnit interesul ascultătorilor noștri ca să ne urmărească și în dățile viitoare la ce să se aștepte de la următoarele dialoguri despre Isus. Ne propunem să oferim informații și poate pentru unii chiar curiozități din surse biblice și extrabiblice despre Isus. Aceste informații sunt doar niște stimul exterior care să ne provoace să parcurgem acest drum de-l a cunoaște pe Isus. Vom încerca să dăm explicații, să facem comentarii pe uh, marginea a ceea ce se spune despre Isus. A modurilor în care este văzut Isus dintr-un unghi sau altul, și bineînțeles că vom uh, lansa provocări pentru cei care ne urmăresc. Ei, și care ar fi provocarea acum la final de întâlnire? Să ne analizăm propria imagine despre Isus pe care o avem în mintea noastră. Și să, așa cum spuneam, să analizăm de unde provine această imagine, de unde ne-am format noi părerea despre Isus. Avem o convingere despre Isus sau doar o părere? Și de unde, din ce surse s-a format această imagine și această părere? Din Revelație sau din cultură? Dragi prieteni, dialogul nostru de astăzi îmi amintește de doi oameni care se aflau în călătorie cu destinația Emmaus. Erau triști și dialogul dintre ei trăda apăsarea din sufletul lor. Și în acest dialog al lor intervine un străin care, Spre finalul călătoriei se dovedește a fi chiar Isus. De fapt, asta ne dorim și noi prin podcastul Dialoguri despre Isus. Să pornim în această călătorie a cunoașterii lui Isus, iar la final El să nu mai fie pentru noi un străin, ci să înțelegem cu adevărat din scripturi cine este El. Vă salut pe toți și vă aștept cu drag și la următorul Dialog despre Isus. Pe curând!